trăiește sănătos. Astăzi încercăm să aflăm câteva sfaturi pentru femeia însărcinată, astfel încât să aibă un copil sănătos. Alături de noi se află domnul inginer chimist Ștefan Manea, director general la Hopigal. Ne aflăm în fabrică aici la Hopigal. Câteva sfaturi, domnule inginer, pentru femeia însărcinată. Vedeți, noastră e una dintre cele mai importante probleme. România a ajuns într-o situație foarte dezastroasă, și anume peste 8% din copii se nasc cu malformații deformații, și asta e numai din vina mamelor și a taților. Este inadmisibil ca oamenii să nu înțeleagă în ziua de astăzi că o mamă care este fumătoare și un tată fumător nu poate dea naștere la un copil sănătos sau cel mult la un copil inteligent. Nici atât. Din acest motiv, total mondial, s-au luat măsuri foarte severe. De exemplu, în Franța se dau niște prime pentru a se lăsa de fumat, pentru a face cei care ne fac copii. Deci oamenii sunt stimulați să renunțe la fumat. E și foarte greu de renunțat în momentul de față la fumat. Sunt mulți care ar vrea să renunțe la fumat, dar nu pot pentru că au în compoziția aceste țigări în ziua de azi substanțe de sevraj, substanțe care îți dau această obișnuință de care nu poți să scapi. Deci tutunul nu mai este cum era pe vremuri. Tutunul înainte pe vremuri, așa ca să fie scurt de tot, îl înșirai pe ață, îl uscai pe ață, avea loc un proces prin care nicotina se transforma 85% în tridoxină, în vitamina B6. Cantitatea care rămânea să se facă în gudroanele toxice, care de fapt alea sunt și cancerigene în ziua de astăzi. Din cauza asta, aproape toți care fumează nu depășesc vârsta de 60 de ani fără să facă un cancer într-o formă sau altă. Din acest motiv, aceste gudroane care sunt benzantracen, dibenzantracen, cresc în cantități foarte mari la tutunul actual, pentru că actualul tutun nu se întâmplă de foarte multe ori la mulți dintre ei când fumează să-i explodeze în față. Habar n-are că aia este azotat de amoniu, de fapt este exploziv în gura lui, nu știe seama cât e de toxic acest produs. Deci acest lucru trebuie înțeles de către ei, iar mamele în perioada respectivă când sunt cu copil, când sunt gravide, trebuie să mănânce cât mai mult pește sau untură de pește, ulei de pește sau omega-3, omega-6 vegetal, pentru că, iarăși un lucru elementar pe care nu știu, 85% din creierul copilului născut e format din omega-3, omega-6 vegetal. Din acest motiv ne-am creat omega-3, omega-6 vegetal, pentru că uleiul de pește, pe plan mondial, mai ales care vine la noi, e încărcat cu mercur. Și atunci, noi să mai avem cam încă o jumătate de ani din zona Australia, unde uleiul de pește e într-adevăr ulei de pește. E bine, acest lucru, dacă mama nu le înțelege ca să-i dea, rezultatul este următorul, că după ce a născut, ea este foarte exfoliată de tot și e nervoasă, e în stare să-ți dea cu orice la un cap și nu rezultă. Și intră în așa zisă depresie de după sarcină. Exact. Deci, bun, iată ca sfat, ar trebui supliment de omega-3, omega-6 vegetal, ar ajuta atât pentru inteligența copilului, cât și pentru, sănătatea mamei și revenirea mamei la normal, pentru că ea are aproape integral consumat omega-3. Copilul exfoliază de absolut tot ce este în ea. Și atunci ea își revine altfel, o devine nervoasă, capătă alte boli și așa mai departe. Complicațiile sunt foarte multe din această cauză, care ar putea fi foarte ușor eliminată. Bun, renunță la fumat, așa ar fi ideal. Renunță la fumat. Alcoolice, mănâncă produse, cum am spus, cu pește, mănâncă produse de mare, fructe de mare, oricât mai cât de multe care au omega-3. Lactate nu mănâncă niciun fel de lactat decât necierte. O mamă care mănâncă lactate cierte își face rău și ei și copilului, că este o mare prostie, o noutate totală pe plan mondial. Laptele nu numai că nu te ajută la calciu, dar ți elimină calciu. O femeie face osteoporoză rapidă tot dacă mănâncă acest calciu. Dar iaurturile? Iaurtul e altceva. Iaurtul este deja, are în el enzimele necesare care ajută și la digestie. Bun, iată, au fost câteva sfaturi pentru femeia sărcinată, pentru viitoarea mămică, astfel încât ea să poată să aducă un copil sănătos pe lume și astfel încât să-și revină ceva mai repede după ce a născut. Rămâi la Trește Sănătos pentru că avem multe de povestit și învățat!